Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Economic, singura emisiune din regiunea de Nord-Est care ia cu adevărat pulsul economiei eșene. În această seară aflăm unde să mergem în vacanță, unde să mergem ieftin, convenabil și unde ne recomandă specialiștii să călătorim. Așa încât discutăm despre destinații de vacanță. O am alături de mine pe Elena Troia, PR Aeroportului Internațional Iași, și pe domnul Alin Pătru, consilier turism, așa încât o să fim bine consiliați în această seară. Bună seara și bine ați venit în studioul Iași TV Live. Bine v-am găsit. Bună seara și bine v-am găsit. Aș începe să, pentru prima dată, să o întreb pe Elena, unde putem merge în vacanță ușor, convenabil, confortabil? Da, și convenabil, și rapid, și ușor, pentru că noi așa mergem cu, și în siguranță, pentru că mergem cu avionul, iar acum călătoria a devenit din ce în ce mai competitivă cu avionul, comparativ cu celelalte mijloace de transport, nu-i așa, mașină, tren. Oferta companiilor care operează la Iași, vorbim de 4 companii diferite, este generoasă. Mergem ca în fiecare an spre Italia, deja e o destinație foarte căutată. Sunt 6 curse directe de pe aeroportul Iași spre Italia, respectiv Milano, Veneția, Roma, ce ar mai fi Bergamo și iată și Catania din 3 iulie. Mergem și în Spania, pentru că și aceasta este una dintre destinațiile preferate de ieșeni și deci numai. Deci deja avem un element de noutate, 3 iulie. 3 iulie este, va fi prima cursă spre Catania, spre sudul Italiei, zona în care noi nu aveam încă deschidere. Tocmai de aceea suntem siguri că această cursă va avea succes și nicio altă companie nu operează pe această cursă. Evident, mergem și mai departe în Spania, unde deja avem o cursă spre Barcelona. Noi am inaugurat-o la sfârșitul lunii martie. Este o cursă care a fost așteptată de foarte multe vreme, iar solicitările au venit din mai multe medii, așa cum se întâmplă și în cazul cursei Madrid, pe care o vom inaugura luna aceasta, pe 25 iunie, așadar, când pregătim și un eveniment de lansare, așa cum obișnuim publicul de fiecare dată. De asemenea, o cursă foarte solicitată, evident că ea a fost anunțată mai târziu, iar până la lansare este foarte puțin timp. Prin urmare, trebuie să promovăm această cursă destul de să promovăm în forță, ca să spun așa, pentru a atrage cât mai mulți clienți. Evident, alte destinații de vacanță ar fi Bruxelles, tot o cursă nouă apărută anul acesta. Mergem și în Larnaca, iată prima destinație spre Cipru, începând cu 1 iulie, când vom inaugura și baza Wizz Air la Iași, a patra companie care va înființa o bază aeriană în orașul nostru. Sunt curse și spre Viena, nu-i așa, spre Tel Aviv și așa mai departe. Sunt 16 curse externe directe și 3 interne directe pe aeroportul Iași. Putem, într-adevăr, beneficia de serviciile aeroportului internațional Iași pentru a ajunge în siguranță la destinația preferată de noi. Domnul Alin Pătru, în această seară, ne va consilia în ceea ce înseamnă destinații și ne va sfătui unde anume să plecăm în vacanță ieftin și convenabil totodată, pentru că eu consider, cred că cu toții ne dorim acolo unde ajungem să beneficiem de toate serviciile și având în vedere că românul este un client destul de mofturos, își dorește calitate și numai calitate, dar la un preț mediu, să zicem așa. Ce ne sfătuiți? Care sunt preferințele eșenilor în această privință? În continuare, Grecia și Turcia rămân pe primul loc, pentru că există inclusiv aceste zboruri charter din Iași, care sunt foarte importante pentru confortul fiecărui pasager. Rămân valabile și destinațiile ceva mai apropiate, potrivite pentru transportul terestru, mă refer la litoralul românesc și litoralul bulgăresc, dar în continuare Grecia, Turcia sunt ceea ce vă sfătuim noi să alegeți pentru un sejur relaxant. Bineînțeles, există diferențe de tarif între aceste destinații, dar care ar fi prețurile? Pentru că și prețul e un factor important atunci când decidem să plecăm în vacanță. Tarifele pentru vacanțe variază la destinație la destinație și, în primul rând, de la pachetul ales. Haideți să luăm o familie cu un copil sau doi. O familie cu un copil sau doi, să zicem, pentru Turcia, recomandarea noastră ar fi un pachet care să varieze în jur de 1000 de euro de persoană. Este vorba de 7 zile, se joacă 7 zile ori inclusiv sau ultra ori inclusiv, cu bilet de avion inclus. Tarifele sunt destul de mari pentru că
modul sau conceptul unui resort turcesc diferă foarte mult de stațiunile din Grecia, unde de obicei se oferă mai puține condiții de masă și serviciile sunt ceva mai slabe din punct de vedere al calității cazării. Cine vrea să meargă în Turcia, merge acolo pentru că nu dorește să mai aibă nicio grijă. Practic, mai spunem noi câteodată, practic nu ai nevoie de bani în plus la tine, pentru că întreg parcursul tău de la momentul urcării în avion până la întoarcerea în aeroportul Ieșan este complet asigurat de acele costuri. De asemenea, sunt investiții foarte mari care s-au făcut în litoralul turcesc, sunt niște condiții incredibile de cazare și mai este ceva foarte important. La acest tarif vorbim de 5 stele. Când spuneți Turcia, la ce anume? Ce destinații? Mai ales Antalya. Antalya rămâne în top, da? Rămâne în top, chiar dacă au mai scăzut puțin tarifele anul acesta față anul trecut datorită lipsei sau dificultății turiștilor ruși de a ajunge în Antalya. În Federația Rusă nu se mai vinde absolut deloc Turcia datorită problemelor politice. Tarifele au scăzut puțin, nu foarte mult, pentru că hotelierii turci s-au orientat foarte bine pe piața internațională, s-au orientat foarte repede și au suplinit lipsa turiștilor din Federația Rusă, care erau un procentaj extraordinar de mare, cu turiști din alte zone ale Europei, mai ales Germania, care a fost și era o piață tradițională pentru Turcia. Sunt curioasă dacă îi mai sfătuiți pe clienții ieșeni să călătorească pe litoralul românesc. Să știți că se schimbă litoralul românesc, în bine. Încep, dar se schimbă. Au apărut și în România resorturi destul de interesante, destul de atractive din punct de vedere calitativ. Hotelierii români încep să-și schimbe un pic modul de a gândi din a vinde mult ieftin, dar cu profit mare, în a vinde calitativ, pentru că turistul român s-a educat. Turistul român a fost în Bulgaria, a fost în Grecia, a început să devină un pic mai atent la condițiile de cazare și credem și mai pretențios, și mai pretențios din punctul acesta de vedere, astfel încât, deși rămân în continuare foarte multe unități de cazare în România, pe litoralul românesc, care sunt, să spunem, sub orice critică, există din ce în ce mai multe hoteluri care arată foarte bine și care oferă servicii competitive pentru turiștii de aici, din România. Cât ne costă un sejur la mare pe litoralul românesc? Undeva pleacă de la 1.000-1.500 lei de persoană. Asta înseamnă un preț destul de convenabil. Sunt curioasă unde pleacă Elena Troia în această vară în vacanță, dacă va prefera să urce în avion, să meargă în Europa sau poate pe litoralul românesc. Poate în Europa, o destinație am în minte, doar că va trebui să mai amân puțin plecarea. Mare sau munte? Nici mare, nici munte. Mi-mi place să călătoresc, să vizitez, să mă plimb pe străduțele înguste, mai puțin mare. Munte aș prefera în țară. În țară? În țară, da. Din nou, ca în fiecare an, printre cele mai căutate lucruri de vacanță, după cum specificam, rămân cele două țări, Grecia, Turcia. Avem zboruri de la Iași către Grecia și către Turcia, către aceste destinații? Da. Asta fără escală, fără nimic, adică să ne urcăm cu bagajul în avion și să ajungem direct. Da, sunt zboruri directe. Aceste curse charter au fost deja introduse în programul de zbor de la Iași din această lună, astfel încât cei care doresc să-și cumpere bilete până în septembrie au tot timpul la dispoziție. Sunt curse operate de 4 companii diferite, iar 2 dintre ele deja operează zboruri regulate de pe aeroportul nostru. Vorbim de destinații precum Antalya, așa cum s-a specificat deja, iar spre Grecia, Zakynthos, Rodos și Heraklion. Cât durează aceste zboruri? Cât facem de la Iași până în Zakynthos, de exemplu? Nu știu, vreo 2 ore. Între 2 ore și jumătate, cam aproximativ. Asta înseamnă că dacă ne urcăm în avion dimineața la prânz, putem face plajă pe litoralul din Grecia. Da. Orarul de zbor îl găsim deja pe site-ul aeroportului Iași, aeroport.ro, așa încât cei care vor dori să ajungă să-și petreacă timpul liber acolo au toate datele. Mi-ar plăcea să facem o ofertă în această seară pentru toți cei care ne urmăresc. Ofertă pentru cei cu venituri medii. Pentru că nu toți beneficiază de foarte mulți bani, adică 2000 de euro mi se pare sincer un preț destul de ridicat pentru a-ți petrece 7 zile, adică sunt oameni care muncesc luni de zile pentru acești bani. Haideți să facem ofertă pentru cei care au un venit mediu, normal, și care vor să plece, spre exemplu, la mare sau la munte. Ce le oferiți? Aș alege de departe una dintre destinațiile grecești, în acest caz cu zbor direct din Iași. Putem să mergem la 4 stele, chiar 3 stele. În Grecia sunt condiții bune la 3 și 4 stele, ceea ce diferă față de Turcia, unde noi consiliem 5 stele datorită diferențelor foarte mari, calitative, între hotelurile de 4 și 5. Sunt variații foarte mari și preferăm să nu riscăm
Să stricăm de vacanța turistului. Puteai face o vacanță cu 2000 de lei, cu 3000 de lei în Grecia? Se poate, dar este într-un fel și riscul turistului. Pentru că noi, în momentul în care facem orice consilier turist, turism, orice agent, când va face o ofertă, va spune clientului foarte clar că la un tarif, la un buget foarte mic, riscă să descopere la destinație valoarea acelui buget. Este preferabil să economisim mai bine un pic în timpul anului, să ne asigurăm și de condiții mai bune de cazare. Mai ales în Grecia, la fel, între 3 stele și 4 stele, iarăși diferă foarte mult față de ce înseamnă 3 stele în România. Trebuie să luăm și acest lucru în calcul. Această clasificare de hotelieră diferă de la țară la țară. 3 stele în Grecia, Turcia, Bulgaria ar fi echivalentul a 4 stele, cred că, în România. Nu, ar fi poate echivalentul chiar a 2 stele în România. A, deci e invers. Este invers, da. Deci mare atenție. Exact. În România 4 stele înseamnă standard înalt, da? În Grecia, da. Turcia, Bulgaria 4 stele înseamnă poate să varieze foarte mult. 2 stele în România. Exact, da. Deci 4 stele în Grecia poate să varieze cu 3 stele, să semene cu un 3 stele românesc sau poate să fie asta un 4 stele. Asta înseamnă că toți ar trebui să optăm pentru 5 stele atunci când mergem în afară. Nu neapărat. Pentru a avea într-adevăr încredere. Pentru Turcia, da, pentru 5 stele recomandăm, pentru că v-am spus, variază foarte mult calitatea de la 4 stele între două hoteluri turcești de 4 stele. Și atunci nu ai cum să știi că îi recomanzi clientului chiar ceva foarte corect din punct de vedere al ofertei. Mai este litoralul bulgaresc la mare căutare? Pentru că a fost o perioadă când era într-adevăr o mare nebunie, toată lumea mergea chiar de Paști, chiar de vara, toată lumea cu mașina către Bulgaria. Este în continuare la mare căutare, tarifele sunt accesibile și condițiile sunt foarte bune. Hotelierii bulgari s-au adaptat foarte bine pieței moderne, pieței contemporane de turism, de aceea și anul acesta o mare parte din turiștii care trebuiau să ajungă în Turcia au fost mutați către Bulgaria. Rusia a reușit foarte, foarte Rusia a ocupat o parte din litoralul bulgaresc cu turiști, deci s-au direcționat acolo chartere. Bulgarii au învățat lecția turcească foarte bine și o aplică mai bine decât grecii, care au încercat și să învețe să facă all inclusiv, dar nu știu să-l facă așa cum se face. Bulgaria reușește să facă ceea ce românii nu reușesc, să aibă servicii foarte bune la tarife competitive și da, este la mare căutare în continuare. Aș vrea acum să ne sfătuiți în ceea ce înseamnă strategiile de procurare a biletelor. Am foarte mulți prieteni care apelează la Booking și care beneficiază de acele reduceri ale zilei, oferte din acestea. Aș vrea să văd strategia de cumpărare a unui bilet pentru vacanță și strategia de cumpărare a unui bilet atunci când vreau să călătoresc cu avionul, spre exemplu. Ce ne sfătuiți atunci când stăm în fața calculatorului și dăm un search? În momentul în care căutați online, foarte important să aveți banii disponibili în momentul respectiv. Aceste oferte care apar pe sisteme gen booking.com sau bilete de avion de tot felul care apar la moment sunt oferte spot. Și atenție foarte mare, dacă sunteți mai multe familii care doriți să călătoriți, s-ar putea să nu puteți să faceți vacanță la aceiași bani împreună utilizând aceste oferte. Recomandarea mea este să, dacă doriți totuși să vă planificați vacanța și să aveți o părere bună, să apelați la un agent de turism. În general, agențiile de turism au oameni care merg și vizitează aceste destinații înainte. Noi avem programe de formare a personalului în lunile martie, aprilie, mai, în care agenții de turism din toată țara pleacă și văd destinații din Turcia, văd hotelurile din Turcia, au ocazia să zboare cu același avion, pe aceeași rută, pe același orar. Se pun în pielea clientului, exact, efectiv. Exact, și nu numai în Turcia, ci toate destinațiile din ofertele agențiilor de turism. Încercăm, cel puțin agenția noastră, să trimitem oameni, colegi de-ai noștri, care să vadă, să știe ceea ce se vinde. Acest lucru nu poți obține acasă, nu poți obține lucrând stând pe TripAdvisor, pentru că părerile turistului sunt foarte subiective. Fiecare păi asta e important, că poți să vezi un feedback din partea celorlalți exact. Care au fost înaintea ta la acele locații. În schimb, agentul de turism încearcă să fie cât mai obiectiv din punctul acesta de vedere și va face o prezentare cât mai corectă, pentru că până la urmă lucrăm cu visul unui om de un an de zile. Este un lucru la care te gândești un an de zile, un lucru pentru care sau o săptămână pentru care strângi bani un an de zile. Noi ca agenți de turism nu ne permitem să stricăm vacanța cuiva și atunci eu tot timpul am sfătuit publicul să fie cât mai deschiși cu agentul de turism, să spună ce bugete au, pentru că nu este vorba de a câștiga un profit. Pachetele de vacanță pe care noi le revindem de la alți operatori, piața de turism este foarte dinamică, toată lumea cumpără de la toată lumea. Au o comisiune fixă, adică până la urmă nu se câștigă, face foarte mare diferență dacă vindem un pachet cu 10 euro mai scump sau 5 euro mai scump către client.
este important să vorbiți direct cu agentul pentru a vă spune ce se încadrează cel mai bine acei bani și pozitiv și negativ și același timp să vă spună, poate ați pus prea mulți bani pentru ceea ce vă doriți și puteți să mai economisiți niște bănuți sau să vă spună, mai aveți nevoie de 15 euro ca să aveți vacanța dorită. Cel mai bine, asta zic, recomand o agenție de turism, sunt multe agenții foarte bune în Iași, sunt agenții de turism recunoscuți în toată România pentru profesionismul lor la toate agențiile din Iași. Online-ul vă ajută să vă faceți o idee, să începeți să faceți niște planuri. Dacă aveți banii pe card, puteți să încercați să luați ceva spot. Sau putem face o rezervare. Sau puteți face o rezervare online. Dar iar la bilete de avion, planificați. Asta este cuvântul, planificați, pentru că biletele se vând repede. Și ne ajută, bineînțeles, Elena mai Troia să planificăm, nu? Când să ne cumpărăm biletul și cum? Pentru că dacă apelăm la o agenție de turism, știu că rezervarea e valabilă doar 24 de ore, adică el trebuie achitat în cele 24 de ore și confirmată rezervarea. Companiile aeriene cu siguranță ar putea da mai multe informații pe tema aceasta. Într-adevăr, cele mai multe bilete se vând online. Dar aeroportul nu poate oferi mai multe informații pe această temă. Punem la dispoziție infrastructura de mișcare, dar ce ține de vânzarea biletului ține strict de E adevărat respectivă. Că uneori se vând mult mai multe bilete decât locurile din avion? Așa am uneori, auzit. Da, cu 10% uneori, pentru mai multă siguranță, pentru că acea companie să nu aibă surpriza de a nu avea aeronava încărcată la capacitate maximă, evident, este o modalitate care nu oferă prea mare confort. Deci te poți trezi în unipostaza când ai același bilet cu același loc în avion ca și vecinul tău. Persoana respectivă să renunțe la acel loc. Se vând bilete în overbooking, marea majoritate a companiilor lucrează în acest sistem, deoarece la aproape fiecare cursă este cineva care nu apare. Sunt călători de afaceri care cumpără bilete preventiv. Ei nu știu dacă pot pleca sau nu în ziua respectivă, din Iași, să zicem, dacă vorbim de călători. Și ei își cumpără biletul în eventualitatea în care termină întâlnirea să nu mai aștepte până a doua zi. Sfatul nostru ca agenți este să mergeți la check-in în acele două ore, să nu mergeți în ultimul moment sau să faceți check-in-ul online astfel încât să fiți siguri că locul nostru a fost verificat. Pentru că vă puteți trezi să ajungeți la aeroport să spună, din păcate avem overbooking, zburați cu următorul zbor. Asta face compania aeriană, este riscul dumneavoastră. Iar din punct de vedere al vânzărilor de bilete de avion, este important de știut pentru public faptul că dacă dumneavoastră nu cumpărați bilete direct de pe site-ul companiei, toate celelalte sisteme online pe care le utilizați sunt de fapt o agenție de turism, IATA. Sau agenție de turism care... Și bineînțeles, prețul biletelor crește. Nu neapărat, dar este vorba de sistemul de vânzare. Companiile aeriene vând ori direct către călători, ori prin intermediul unor agenții. Orice alte sisteme online sunt de fapt niște agenții de turism în spate. Că le utilizați online sau că mergeți într-o agenție din oraș, tot la fel cumpărați practic biletele respective. Am înțeles. Câte companii operează în acest moment pe aeroportul internațional Iași și dacă numărul acestor companii va crește până la finalul anului, să vedem dacă sunt ceva previziuni sau anticipații ce se vor adeveri. Și aș vrea să știu dacă există oferte diferite pentru anumite destinații de pe aeroportul internațional Iași. Da, așa cum am spus la începutul emisiunii, sunt 4 companii diferite, dar surpriza care a venit cu foarte puțin timp în urmă a fost vizita unei delegații a companiei, am voie să spun numele? E Wizz Air sau cine e? Fly Dubai. Wizz Air deja știu că e în cărți, da? Este vorba despre Fly Dubai, o delegație aflată pentru prima dată în regiunea noastră, interesată să deschidă ruta directă, evident, Iași-Dubai. O surpriză pentru cei care nu au știut de negocierile care s-au tot purtat între aeroport și această companie, una dintre cele mai tinere companii din lume, pentru că s-a înființat în urmă cu doar câțiva ani. Șanse ca această cursă să aibă succes, sunt foarte mari șanse ca această cursă să aibă succes, mai ales că în zona noastră nu operează nicio companie pe această rută, doar Capitala are curse mai nou, curse zilnice spre Dubai, România fiind una dintre zonele de maxim interes pentru această companie, așa cum și reprezentanții veniți aici la Iași ne-au mărturisit. Este foarte importantă această conexiune cu un hub mondial, era practic ceea ce ne lipsea nouă, pentru că noi ne-am tot dezvoltat, dar nu aveam această conexiune cu centrul aviației mondiale. Și atunci legătura aceasta cu un punct puternic al aviației care să asigure transferuri transcontinentale prin legături foarte bune
reprezintă o șansă în plus, nu doar pentru turism, că vorbim despre asta, Dubai fiind una dintre destinațiile cele mai căutate și cele mai atractive din lume, dar în același timp creează posibilitatea de a dezvolta relații economice. Ideea este de a atrage cât mai mulți investitori din zonă. Vorbim acum și de turismul de afaceri, care exact, se pentru dezvoltă. Că și asta urmărim, nu doar conectarea cu destinații de vacanță, ci și cu zone importante din punct de vedere economic, cultural și așa mai departe. Așadar, compania respectivă pleacă din start cu un avantaj, pentru că nu mai sunt zboruri în regiune, cum am spus, spre această destinație. Intenția lor fiind aceea de a-și dezvolta afacerea în mai multe orașe din țara noastră. Și iată că Iașul, după București, prezintă cel mai mare interes. Tot timpul negocierile pe care aeroportul le-a purtat cu Fly Dubai s-a pus accentul pe conectivitate, iar oamenii aceia au înțeles cât de important este pentru noi să ne conectăm cu o zonă din care ieșim, pentru că nu sunt puțini cei care solicită această cursă să ajungă mai departe spre alte orașe din lume. Care a fost părerea lor atunci când a ajuns aici? Când am ajuns pe aeroportul internațional Iași? Ei n-au mai fost în zona respectivă, a fost o vizită foarte scurtă, au făcut anunțul și au și plecat. Au făcut și un tur al orașului, nu? Că tot vorbim de orașul Iași ca oraș turistic. Au fost încântați de ce au văzut aici. Evident, este o altă lume pentru ei, dar tocmai pentru că nu suntem atât de cunoscuți pentru această companie, i-a atras să vină în zona noastră. Iar produsul complet, așa cum îl numesc ei, înseamnă de fapt curse directe spre destinația Dubai în fiecare zi. Merg pe principiul acesta și încearcă să respecte și în țara noastră. Vor fi cereri? Oare ce părere aveți? Deocamdată vor fi două frecvențe pe săptămână și cel mai probabil în vara anului viitor, deci nu în acest an, ci din anul viitor. Vor fi cereri, vorbim de turist de shopping, dar nu numai, ne gândim un pic și la comunitățile de români și moldoveni, pentru că vorbim și de zona Chișinăului, care este în catchment area aeroportului exact. Din Iași. Sunt comunități destul de mari de români și moldoveni care locuiesc în zona Dubai. Chiar acum câteva luni era o petiție online pentru realizarea unui zbor Chișinău-Dubai. Era o comunitate foarte puternică acolo. Ei, uitați că am câștigat noi la Iași aici acest zbor, așa încât poți să vină să aterizeze pe aeroportul internațional Iași și să plece către Chișinău din Iași. Asta e și ideea, aeroportul să aibă adresabilitate regională și să treacă dincolo de granițele. Și a trecut deja. Sunt ucrainieni și moldoveni care vin la aeroportul Iași tocmai pentru a ajunge mai departe. Și să nu uitați ideea, pentru că vreau să voltăm subiectul pe care l-ați anticipat mai înainte, și anume cel legat de turismul pentru cumpărături, turismul de shopping atunci când mergem în anumite capitale ale lumii, dar discutăm toate aceste subiecte după un scurt moment pentru publicitate.